Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de NFS Hot Pursuit. Și hai să vedem ce putem să facem pentru episodul de astăzi. Din câte vedeți și voi aici, din episodul trecut și până acum, am făcut această cursă de... și am ieșit pe primul loc. Pentru că știți că ieșisem pe al doilea loc în episod. Și pentru cei care au fost pe live stream, știți că eu făcusem mai multe curse. Am făcut o grămadă de bounty, am făcut undeva la 30.000, pardon. Și na. Mi s-a dat restart la joc și na, am făcut încă o dată cursa asta. Și hai să vedem ce putem să facem. De data asta eu voi vrea să mergem aici la polițiști. Trebuie să intrăm în niște infractori și să îi distrugem psihic. Deocamdată suntem cadet și ia uitați acel Lamborghini frumos din fundal. Super mișto, dar o să mă dea cu o rablă pentru că, na, logica jocului NFS. Și nu uita să apăsați și pe butonul de like pentru că m-ar ajuta enorm de mult. Și avem deocamdată un scurt cinematic, n-am cum să-i dau skip pentru că i-aș fi dat. Dar, na. Și, mamă, cât de tare mă oftică mi s-a dat restart la joc pentru că aveam o grămadă de mașini, aveam... o grămadă de chestii, avansasem foarte, foarte mult și dacă mi se mai întâmplă chestia asta încă o dată, jur că nu mai fac episoade. Adică, cred că voi lăsa jocul ăsta pentru că nu-mi place să stau de fiecare dată să iau de la capăt. Oleo, cinematic lung, care ești? Mașina aia o să ne dea nouă. Și, da, hai să vedem. Ne duc un Ford, foarte, foarte urățel. Dar na, e din 2010 și ce să fac și acum. În fine. Ok. Hamă. Haide-mă odată. Hai să vedem cum îi putem buși noi pe acești tipi. Mă rog, fiind prima... chestie de la polițiști o să fie destul de easy. Pentru că, na. O să dau skip să nu vă plictisesc. Ok. Deci noi trebuie să intrăm în suspect până îl distrugem. Până îi distrugem mașina. Și ioi, de ce se aude chiar așa de tare? Pentru că... mă rog. Eu am dat toate chestiile astea foarte, foarte încet. Probabil o fi de la căștile mele. Oh. Am învățat și cum să fac drifturi. Deci, na. Hai, man! Mamă, era o Mazda. Mamă, ce fel am aruncat. Doamne. Ok, boosted. Ok, l-am încolțit acolo și ne-a dat o medalie de aur. Deci e super, super fine. Continue și ar trebui să ne dea și o mașină. O nou, da, un new reward. Uite, așa. Ok, continue. Hai să vedem ce ne dăm. Un Subaru, Impreza. Ia. Bă, e mult mai ok ca prima mașină, e din 2010. E ok. Jocul nu e foarte, foarte wow pentru că n-a e din 2010 și... 5 minute deocamdată, hai să ne mai băgăm și noi la încă o cursă. La un ilegal de ăsta. Și hai să vedem și aici.
Să facem cu Mazda. Hai să facem și cu Mazda. Să o scoatem și pe ea. O știi, mamă, ce fioros s-a auzit. O știți din episodul trecut? Hai să o facem pe negru și să conducem aici. Bă, cât mă oftic, pentru că chiar făcusem foarte, foarte multe chestii pe live. Pentru cei care au fost pe acel live, știți? Și na. Choose your car. Hai, mă. Tu-tu-tum. Știu cursa asta. Sunt numai patru locuri. Mi s-a blocat acolo puțin. Mă scuzați că mai... Mamă, se blochează, what? Ok. Na, e joc din 2010. La ce te poți aștepta? Adică, totuși, ai de viața mea, ai de viața mea, ai de viața mea, ai de viața mea. Drift. Hai că a ieșit super bine. Uite, radarul. Ok. Ai. Hai să ne cărăm. Ioi, avem 6.000, adică foarte, foarte mult. N-am luat-o pe scurtătură pentru că, na, nu am văzut-o la timp. Bă, totuși Mazda asta se duce destul de bine. Dar acel Porsche mă ia. Ai de viața mea. N-am văzut chestia asta. Și normal că m-au luat toți. Ia, haideți mă, băieți. Ok. Ai, bă, dar nu mai intra în mine că mă enervezi. Că tot eu ajung pe locul 3. Fix în spatele lui ăsta. Câte am citit eu acolo, avem ceva gen slipstream ca pe GTA 5. Deci dacă stăm în spatele cuiva, ne mișcăm mai repede sau chestii de genul ăsta. Curbă destul de frumoasă. Curbă chiar foarte frumoasă. Bă, poliție. Ce asta mă blochează? Doamne, poliție. Hai că i-am dat acolo un crash și mi-a dat 500 de bounty. Ok. Deci noi practic acum facem curse ilegale și de asta vine poliția. Ok, l-am luat pe tipul ăsta. Nu prea mai avem nos ca să mai băgăm. Ok, hai că a ieșit destul de bine driftul. Și cred că pe titlul acest episod o să-l pun Andrei a învățat să facă drifturi. Pentru că na, totuși e ceva. Au! Mamă, cât de frumos a fost ăsta! Ioi, cât de frumos a fost ăsta și nu m-am lovit de absolut nimic. Ia, poliție, what's up? What's up, poliție? 1.000. Deci mai avem încă 1.000. Au! Man, lasă-mă în pace odată! Ia uite acolo în față linia de finish. Sper că nu mă va obuși nimeni. Poliția? Ia uitați! Mamă, ce fel am intrat prin ăla! Ok, am primit și un golden reward pentru că am intrat pe locul 1. Și ne dăm cu o mașină nouă. Yes, ne-a dat două mașini noi. Hai să vedem care sunt acelea. New car, Dodge. Un Dodge SRT. Ok. Sport Series. Păi, e destul de ok și nu știu ce mai era. Habar n-am ce mai era. Că na, a, Mitsubishi. Că practic, gen, eu am mai făcut misiunile astea și mi-au mai dat deja mașinile astea. Și na. Ok, și un Mitsubishi. Bă, niște mașini destul de ok. Și deja am făcut aceste trei curse, sau cum vreți voi să le numiți, misiuni. La maxim.
O, am filmat și noi 10 minute, dar în fine, oameni buni, cam atât a fost cu acest episod de NFS Hot Pursuit. Eu am fost Andrei, nu uitați că aveți pagina mea de Facebook și Instagram în descriere. V-am salutat pe toți, ceau!